Bună ziua, domnilor consilieri! Astăzi, pe ordinea de zi, avem aprobarea procesului verbal de la ședința ordinară a Consiliului Local din data de 21.04.2021, proiect de hotărâre privind reorganizarea aparatului de specialitate a primarului Comuna Cleja, județul Batou, precum și aprobarea organigramei și a statutului de funcție. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL numărul 17/21/04/2021 cu privire la modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Cleja, județul Bacău. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL numărul 15/24/03/2021 cu privire la modificarea și completarea bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Cleja, județul Bacău. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de analiză și acoperire a riscurilor la nivelul Comunei Cleja, județul Bacău, pe anul 2021. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului Comunei Cleja, județul Bacău, pentru trimestrul 1 al anului 2021. Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor de reprezentare a reprezentantului legal al Unității Administrative Teritoriale Comuna Cleja în adunarea generală a acționarilor a 10 companii naționale de apă Bacău S.A., la care Comuna Cleja este acționar și în AGA, Asociației de Dezvoltare Intercomunitare Bacău. Cam acestea sunt proiectele supuse. Putem să începem. Supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Punctul 1. Aprobarea procesului verbal de la ședința ordinară a Consiliului Local din data de 21.04.2021. Aici aș avea un pic de comentat, dar la procesul verbal de data trecută, sigur, procesul verbal este întocmit bine, dar după ce au fost atâtea discuții pe marginea bugetului și ați fost de acord cu toate dezbaterea și toate proiectele care au fost în cadrul proiectului, în proiectul bugetului, n-ați avut nimic de comentat, mai din potrivă, v-am chemat la discuții și am întrebat dacă mai doriți și alte lucruri. N-ați venit cu niciun amendament în cadrul comisiilor de specialitate ca până în final să nu aprobați. Eu cred că cetățenii Comunei Cleja nu v-au aprobat pur și simplu să fiți niște musafiri și să nu fiți de acord cu nimic. Așa că dacă dumneavoastră doriți să mergeți pe această linie, nici nu vă mai cerem părerea, spuneți din prima, nu votăm și terminăm voce. Cam asta aș vrea. Acum, supunem la vot. Supunem la vot punctul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Punctul 2. Proiect de hotărâre privind reorganizarea aparatului de specialitate a primarului Comunei Cleja, județul Bacău, precum și aprobarea organigramei și a statutului de funcții. Inițiator, primar Petru Iștoc. În prima, vă rog. Știți că dreptul administrativ este un drept care este foarte... se modifică în permanență în funcție de nevoile și pentru satisfacția cetățeanului. Înaintea mea, vechea organigramă a corespuns anumitor vremuri, anumitor timpuri în care nevoile erau atunci. Alea. Acum am făcut niște modificări, ce se întâmplă, pentru că avem un șef birou, am întărit compartimentul financiar contabil, am transformat în șef birou economic, în care majoritatea, ca să aibă o conducere acest compartiment. Și avem compartimentul administrativ public, am băgat compartimentul financiar contabil, compartimentul taxe și impozite, compartimentul achiziții publice, compartimentul resurse umane și compartimentul dezvoltare locală, strategie, prognoză și managementul proiectelor, le-am introdus pe toate în cadrul biroului economic. Iar viceprimarului i-am lăsat compartimentul administrativ, este un lucru firesc, iar doamnei secretar, compartimentul asistență socială, compartimentul relații cu publicul și secretaria și compartimentul agricol și cadastru.
în cadrul oricărei instituții, cineva trebuie să răspundă pentru activitatea care este în cadrul unei primării. Am considerat că fiecare compartiment trebuie să fie structurat sub comanda unei persoane. Și din cauza aceasta s-a făcut aceste modificări. Personalul a rămas același, dar din 47 de posturi care erau înainte în cadrul vechei organigrame, am eliminat 9 posturi și am rămas cu 38 de posturi prezent. Am eliminat postul de bibliotecar, care, vă dați seama, în ultimii, nu mi-aduc aminte, eu de când sunt aici, nu s-a dat o carte în acest compartiment. Și, sigur, după aceea, mai avem compartimentul care au fost pentru, cu vreo 6-7-10 ani în urmă, s-a făcut un proiect pe 3-2-2. Și pentru ca să obțină Comuna Cleja, să obțină puncte, s-a angajat un administrator cămin la Somușca. Nici administratorul cămin de la Somușca nu își mai are obiectul muncii. Și atunci, decât să dai un miliard, cam atâta costă, 100.000, două persoane pe an. Și am zis așa, să eliminăm aceste două posturi. În rest, toată lumea rămâne la fel, nu sunt modificări. Discuții pe marginea acestor subiecte, dacă sunt, vă așteptăm la discuții. Dar discuții constructive. Dacă vreți numai ca să vă aflați aici că așa v-a ales populația, dumneavoastră decideți. Să știți că o să fiți judecați în egală măsură și dumneavoastră și eu de rezultatele pe care le vom avea în acest mandat. Vă mulțumesc. Doamna Reghe, vă rog. Eu aș vrea să-l întreb pe domnul primar. Ați desființat postul de bibliotecar și de administrator, dar n-ați trecut acolo compartimentele unde vor trece persoanele respective. Persoanele respective vor pleca acasă. Să înțelegem că îi dați afară. Da, sigur că, dar nu îi dăm afară. Va trebui să plece, pentru că nu-și mai au dreptul muncii în cadrul primăriei. Deci noi nu suntem asociații de binefacere în Comuna Cleja. Binefacerea, dacă este, se angajează la ajutorul social, dacă nu îi găsește de lucru în altă parte, dar aceste persoane nu o să mai aibă loc în cadrul primăriei Cleja. Și nu se putea găsi o soluție și pentru cele două persoane care nu îi primiteți acasă? Nu. Eu consider că, din respect pentru domnul Tompoș Gheorghe, care a fost cel mai bun om care l-a avut primăria vreodată, trebuia să-i găsiți un loc doamnei Tompoș Mihaela, dar nu cred că o cheamă așa, cred că o cheamă David, dacă nu mă înșel. Da. Cred eu că asta era un lucru pe care noi trebuia să-l facem, pentru că omul ăla și-a dedicat foarte mulți ani pentru primăria Cleja, iar fata lui a ajuns la, spre sfârșitul carierei, ca să zic așa, în câmpul muncii, și cred că trebuia găsit o soluție. Știu ce spuneți dumneavoastră, că a spus că ați reconfigurat toată această organigramă și a spus că din 47 de locuri le-ați făcut 38. Pare frumos văzut din afară și cine aude spune că așa e. Dar nu este așa. Să vă spun și de ce și vă și explic de ce. Din 38 de posturi pe care dumneavoastră le-ați făcut, da, sunt ocupate în proporție, deci avem angajați 25, și vor fi și 3 posturi scoase la concurs, adică vacante. Da? Adică înseamnă 28 de locuri. Pe vechea organigramă avem 47 de locuri și angajați erau 23. Deci, nu se micșorează aparatul de specialitate a primarului Comunei Cleja, ci se mărește de la 23 la 28. Bun. Deci, cred că trebuia, înainte să facem angajările, sau să faceți angajările, trebuia mai întâi să le găsim la cele două persoane două locuri. Așa cred eu că era de bun simț, pentru că oamenii au familii, au copii. Adică eu nu sunt pe principiu că, domnule, dacă stă degeaba, trebuie să stea degeaba să-i plătim. Toată Cleja se plânge că sunt foarte mulți angajați în primărie și nu mai vor să mai plătească. Dar dacă îi avem și tot îi avem pe ăia care îi avem, haide să nu ne batem joc de ei. Mie personal, mie mi-este milă.
Nu suntem societari de binefacere. Asta e în prima dată. Dacă dumneavoastră, oricare din dumneavoastră, spuneți unde aș putea să o pun pe doamna de la bibliotecă să-mi spună. Eu am încercat. Am încercat peste tot și dumnea ei nu este dispusă să lucreze. N-a fost învățată. Eu n-am ce face mai mult de atâta. A fost, stă în bibliotecă toată ziua, i s-au dat sarcini peste sarcini, n-a reușit. Nu reușește pur și simplu. Știu, mâncatul semințelor. Este un sport. Curățenii nu știe să fac. Pe teren am trimis-o. Și știa Angelica, știe. Acum, sigur, ne-a apucat mila. Dar nu vorba de asta. Pentru postul de îngrijitor putea să o rețineți pe domnul. Care este, dacă nu știa să facă curățenii și nu vrea? Se adaptează vremurilor, domnule. Dar trebuie să dorească. Eu am încercat o casă la piesă, nu vrea. E încăpățânat. Bun, pentru doamna Putnaru. Deci, haideți să rămânim. Am rămânit-o cu asta. Este bine cum spun eu. Este părerea dumneavoastră, fiecare. Și părerea ta care este? Că ai lucrat 4 ani cu ea. Nu, fiecare are dreptul la propria opinie. Păi asta este opinia ta care, că poți să o transport, ai fost 4 ani și n-ai reușit să o transport. De ce n-ai reușit să o transport? Domn primar, ideea este că trebuie să încercați toate posibilitățile. Au fost încercate toate posibilitățile. Trimite un om acasă. Deci, oameni buni, noi nu suntem aici societate de binefacere. Încă o dată. Și dacă nu înseamnă că am văzut și comentariile din nu știu ce, din ce mașină, valu, nu știu ce, că să angajăm, să luăm, să... Dom'le, nu suntem. Și dacă la prășit te duci, trebuie să știi să prășești. Dacă nu, degeaba te duci la prășit. Pentru că după 8 ore vii acasă și ne, băi, dar ce ai făcut astăzi? Păi, da, te trebuie să muncesc. Nu. Nu știi, te duci acasă. Bun, spuneți pentru doamna Cochiar. Doamna Cochiar. A fost angajată pentru cămin. Nu? Ia, în momentul când veniți dumneavoastră, care ați venit, și o găsiți pe hol acolo așa, împreună cu doamna de la registratură, stând acolo. Lumea ce spune? Domnule, ce stai acolo toată ziua? Și nu puteți să-i găsiți o altă? Ce să-i găsești? Că doar nu, n-am cum să o duc la mine acasă. Domn primar, aveți acum postul, o să fie cât de curând postul de la taxe și impozite, va putea doamna în creștere copil. Exact, da? Până acum, doamna Butnaru, nu puteți să ziceți că nu a făcut. Ați trimis-o la after school, s-o îngrijit de copii. Bun, răspund acoșa. Haideți să vă spun care este cu... Deci, dacă vă interesează și chestia asta cu caseria. La ora actuală avem caseria. De la caserie... Sunt delegate este pentru Iacobuș. Am delegatul doamna Iacobuș. Da. Doamna Iacobuș pleacă și ea. Dar nu vreau să mă angajez, pentru că o să vedem cu registrul ăsta, cu plata online, și nu o să mai avem casier de încadrat. Între timp o să vină și cealaltă înapoi. O să găsim, să vedem ce face și ea. Că în primele 6 luni de zile trebuie să o ții pe post, după care trebuie să-i găsim pentru 3 chitanțe pe zi, nu stă la caserie. Nu o să avem persoane. Deci nu vă faceți iluzii că noi mai angajăm 3 persoane. Nu vom angaja nicio persoană. Dar nu la asta mă puteți să-i delegați, doamne Cochior? Dar nu am ce să-i deleg, n-am ce treabă să-i dau. Cum ați avut nevoie de dumneaei la ce? N-am avut nici până acum, dar trebuia să-i dai ceva de treabă. Dar trebuie să fie eficientă o persoană, trebuie să fie eficientă. Pentru că la after school acolo venim și băgăm acolo și am făcut cerere pentru racordare la gaz. Nu mai trebuie să facă nici focul. Și persoana care este cu curățenia reflectivă care este, o să plece 4 ore și stă cu copiii la deal. Nu mai aducem o persoană, că vai de mine. Dar acum, dar nu suntem în... V-am spus încă o dată. Când suntem în opoziție, suntem, vai, suflet de mamă. Când suntem în... dar când ești aici în situația, trebuie să iei decizii, chiar pentru unii, chiar dacă e un pic mai dură, dar asta e viața. Cetățeanul te judecă, ce faci cu bani? Asta e zi de zi. Da. Ce părere au domnul Carol? Nu vorbim de părere. Dumneavoastră aveți părerea dumneavoastră. Vă rog frumos, eu conduc ședința. Puneți-vă în primul rând masca. Stați așa puțin, nu? Când vorbesc pot să-mi dau jos masca. Domnul Bejantopci, dumneavoastră vă rog frumos să-mi spuneți în primul rând ce înseamnă cuvântul a delibera. Ca președinte de ședință vreau să vă întreb ce înseamnă cuvântul. Deliberăm, dar ne înscriem. Nu, ce înseamnă cuvântul a delibera? Lasă, domnule, că nu suntem aici. Dar nu, domnule.
Deci eu n-am duc ședința și dau cuvântul la fiecare cum se înscrie. Ascultați-mă puțin. Doamna Farcaș, vă rog. Ascultați-mă puțin. Da. Da? Vă rog frumos să-mi spuneți cuvântul ce înseamnă cuvântul adeliberat. În calitate de președinte trebuie să știți cuvântul ăsta. Da, domnule, știu. Ce înseamnă? Și nu sunt obligat să-ți spun dumitare. Și nu-i răspunzi, bine? Păi atunci... Da, deci, domnule, nu mă iei dumneavoastră. Deci, ascultați-mă două secunde. Sunteți pe lângă subiect. Nu mă face să fac uz de articolul 80 din regulamentul funcționării acestui Consiliu. Nu mă uit despre asta este vorba. Imediat, cuvântul deci, adeliberat înseamnă a lua hotărâri în comun. Deci noi Consiliul luăm hotărâri în comun. Exact. Da? Deci nu-mi faceți ca la armată să-mi spuneți ce. Dumneavoastră după ce citiți fiecare punct al ordinii de zi, exact, le spuneți așa. Vă rog frumos să deliberați în consecință. Și noi deliberăm. Doamna secretară poate să ne confirme treaba asta. Nu faceți dumneavoastră regulile astea acum. Deci, dar nu se regulă, domnule. Sunt făcute, domnule, vă înscrieți la cuvânt. Atât, noi deliberăm. Atâta v-am cerut să vă scrieți la cuvânt. Haideți să vă spun cum stă cu scrisul la cuvânt. Proști să vă ascultăm pe dumneavoastră. Domnul Bejan, ascultați-mă puțin. Deci, aceste lucruri cu scrisul la cuvânt intervin atunci când noi avem puncte care nu ne înțelegem noi între noi consilieri. Dar dacă unul ceilalți 14 tac și unul vorbește, atunci nu este nevoie ca dumneavoastră să interveniți să-mi spuneți stop, joc. Stat, da, dumneata, nu poți să intervii în discuția fiecăruia. Păi nu intervin, am spus așa. Dar tot timpul intervii. Păi dar cum să intervii dacă se tace din gură? Dar spuneți-mi un singur consilier care a deschis gura de când a început acest proiect. Oamenii au citit, și știu despre ce e vorba și votează. Vă rog frumos, nu jigniți. Păi da. În primul rând, nu jigniți, că nu v-am jignit. Uite de cum vorbești. Deci nu. Deci ridici tonul. Păi trebuie să ridic tonul dacă domnul vrea să spună ce înseamnă deliberat. Dar noi auzim, domnul Carol, noi auzim, nu suntem... Păi da, dar nu pot să răspund ca întrebare, răspund, că nu sunt la examen aici. Aici suntem la deliberări, da? Deci cuvântul a deliberat înseamnă cu totul altceva. Domnul Bejan, cuvântul a deliberat înseamnă... Două secunde. Supunem la vot punctul 2. Nu supunem la vot. Ce este pentru? Nu există așa ceva. De ce faci treaba asta? Mai sunt o grămadă de lucruri de discutat. Aș mai dori să... Cine mai dorește să intervină? Eu. Spuneți, vă rog. Aș mai dori să-l întreb pe domnul primar, că tot așa apare, se desfințează funcție contractuală de execuție de șofer 2 bun de excavator, care este ocupat de subsemnatul. Ce înseamnă asta? Da, și se reorganizează... Pentru că n-ați trecut aici, se trece la compartimentul gospodărire. De asta mă întrebați. Da, ați intrat la compartimentul gospodărire și să vedeți? Uitat, doamne, este trecut. Deci nu se desfințează șoferul. Da, șoferul nu se desfințează. Nu știu cine era, care... Deci nu se desfințează. Nu se desfințează. Nu se desfințează. Acum pot să vorbesc eu? Sigur. Vă mulțumesc. Dacă tot veni doamna, să știți și de la mine un post de buldo excavatorist. Este foarte greu de găsit un om care să lucreze pe buldo excavatorist. Dar nimeni nu face nici modificare. Ascultați-mă puțin. Se face, se desfințează funcția de buldo excavatorist, că așa scrie acolo. Asta înseamnă că va deveni muncitor calificat. Gradul care o... Nu există așa ceva. Bun. Aș fi greșit, doamna. Așa, bun. Să zicem că greșit. Omul va pleca. Bun. Asta e una, paranteză. Deci, dată, haideți să revenim la cine. Că nu se referă nimic. Bun. Unde să revenim? Deci, organigrama, dacă trebuia modificată, trebuia modificată în felul următor. Când găsește doamna, întrerupem discuția, da? Avem administrator public, da? Funcția de administrator public, dacă tot a plecat doamna Șuștac de pe funcția de administrator public și a plecat pe șef birou contabil, de ce trebuie să o mai avem în organigramă? Funcția de administrator public este o funcție care se folosește de obicei la reședințele de județ sau cu populație foarte mare în care primarul nu are timp să se ocupe de primărie și are nevoie să ducă la expoziții, la vernisaje, să se ducă în consiliul de administrație al societăților comerciale. Asta face administratorul când lipsește primarul. La noi cu 4.000 de locuitori activi în comuna noastră, din care avem 2.200 de votanți, nu avem nevoie de administrator public. Unul la mână. Doi. Merg mai departe. Dacă tot avem cabinet primar. Se înființează funcția contractuală de consilier personal cu studii medii asimilat unui referent IA. Da? Bun. Ce înseamnă asta? Deci, domnul primar în funcție angajează un consilier personal cu studii medii. Deci, la cum arată organigrama acum, înseamnă că consilierul personal va fi mai slab pregătit decât primarul. Domnul primar are funcții superioare și ia consilier cu studii medii. Adică de ce ar avea nevoie de un consilier personal
cu studii medic, când domnul are, adică vrea unul mai puțin pregătit decât dumnealui. Deci mi se pare o chestie care este, este o funcție care eu cred că e făcută să ne aflăm în treabă. Deci nu poate să fie mai consilierul personal mai prost decât șeful lui. Eu așa aș face, orice companie care ar face, așa ar face. Da? Păi la studiile pe care le se cer pentru consilier personal, poate să ducă și domnul șofer angajat acum doamnă, pentru că are bacalaureatul, are studii medici. Poate să fie consilier personal. Poate să-l consilieze pe domnul primar și să-i spună ce are de făcut în administrarea comunei Cleja. Vi se pare normal? Deci, eu cred că o funcție de director, de șef, de primar, de demnitar, mi se pare normal că ar trebui să fie ăla consilierul, ar trebui să fie mai deștept decât șeful lui, ca să poată să-l consilieze. Bun, trecem mai departe. Funcția de viceprimar. Stați să vă dau răspuns la chestia. Vă rog. Adică dacă vă rog, ținem, mergem puncte. Da. În, de ce am luat această, acest post de consilier personal? Va începe canalizarea. Dacă noi, și o să fie cazul, când va fi pe execuția lucrării la canalizare, nu urmărim canalizarea din scurt, nu vorbesc și lucrurile foarte bine. Iar ceea ce înseamnă mediu, studii medii, nu înseamnă că un om este mai prost sau mai deștept. Dumneavoastră sunteți într-o eroare, din greșeală ați făcut o facultate, nu știu unde, dar știți foarte bine și unde ați lucrat în categoria proștilor. Și nu-mi dau seama, eu chiar, nu știu, dacă îmi cereți o părere, n-aș spune că aveți studii superioare la felul cum sunteți, dar este altă discuție. Așa că nu vă luați dumneavoastră că unul are studii. Sunt oameni bătrâni fără nicio carte și înțelepți. Nu înseamnă că sunt proști. Bătrânii sunt înțelepți fără niciun an de carte. Și cartea asta nu înseamnă te face. Facultatea nu te face și deștept. În schimb, îți dă niște drepturi. Dar nu înseamnă că ești deștept. Deștept putem fi fără niciun carte. Și ești deștept pentru că așa te naști. Înțelepciunea vine din naștere. De multe ori poți să fii, să ai 100 de ani de carte și tot prost rămâi. Deci asta se înțelege. Mai departe, v-am spus, consilierul personal l-am luat în condițiile în care, când o să avem de lucru și o să avem cămine, o să avem adică sala de sport, o să avem lucrările care sunt cu gaz în continuare, o să avem canalizarea, este foarte importantă și o să trebuiască să stăm, să batem și să stăm cu constructorul pentru ca să iasă treaba bună. Pentru asta l-am luat, dacă vreți justificare. Mai departe, spune ce doriți. Studiile superioare nu înseamnă că ne facem mai deștepți. Ne facem mai specialiști într-un anumit domeniu. Iar dumneavoastră, având studii superioare, ar trebui să știți lucrul acesta. Da. Da? Deci noi nu vorbim de inteligență nativă, noi vorbim despre specializare. Ei, nu poți să iei un băiat cu liceu terminat ca să se ocupe de o canalizare. N-au reușit să aprobe proiectul cei de la CRAB în valoare de 480 de milioane, minți luminate, cu facultăți, cu doctorate în management și aplicat. Asta e unul la mână. Deci nu are nicio legătură inteligența cu studiile superioare, dacă vreți. Un om inteligent poate să facă pe prostul, dar un prost nu poate să facă inteligent. Da? Așa. Bun. Să trecem mai departe. Ați vreți să înființați un post de consilier jurist. Pentru ce ar putea să aveți dumneavoastră nevoie de consilier jurist atâta timp debutant, atâta timp cât dumneavoastră aveți studii juridice. Adică noi dăm niște bani din primăria Comunei Cleja pentru a plăti pe cineva să vă consilieze sau să consilieze primăria când demnitarul și primul loc în primărie are studii juridice. Deci iei un elev de pe băncile școlii ca să-l învețe pe cel care are o anumită experiență. Asta e unul la mână. Doi la mână. Cetățenii nu au bani să plătească toate posturile astea. Dumneavoastră spuneți că le... Îi dați afară pe ea care nu aveți nevoie de ei, care au niște salarii medii spre minime și angajați pe alții pe niște salarii foarte mari. Consilierul personal are salariul mai mare decât o bibliotecar. Vă rog. Da. Dacă sunt aceste posturi acolo, nu înseamnă că și angajezi. Avem personal, de exemplu, în cadrul primăriei, care pot fi promovați ca și consilier juridic. Înțelegeți? Noi nu vrem să angajăm. În schimb, sunt persoane care ies în stradă cu construcțiile,
care nu respectă nicio normă de legalitate. Și atunci ai nevoie să faci un document juridic și să te duci să deschizi, să faci acte în instanță. Și cam asta este rolul. Bineînțeles, de ce e mai cu experiență? Mai spun eu ca primar, bă, uite, te duci acolo, mai merge în zonă, mai întrebăm, înțelegi? Ca să fie consilier juridic și să fie cu experiență, nu-ți vine nimeni. Pentru că salariile la noi sunt cum sunt, iar un consilier juridic bun iau niște salarii mai mari. Deci asta este. Dar, încă o dată, nu angajăm, să nu credeți dumneavoastră, că noi umplem primăria de oameni nepricepuți și oameni care nu au treabă. Asta vreau să înțelegeți. Eu vă cer detalii pentru că da, nu, mi se deci, pare nu, normal. Deci, dumneavoastră, nu. Ascultați-mă. Eu în continuare, încă o dată, au fost 47 de poste. Au rămas 38. Ele vor rămâne tot 38, că nu ne apucăm să angajăm. Dumneavoastră vedeți că nu caut ca să ținem oameni care n-au ce faci, care taie frunze la câini acolo. Vrem oameni profesioniști. Și cum spunea oia, nu știu ce, că nu știu, că ar merge și fata locutare și la fata locutare. Dom'le, dacă sunt și nu înțeleg ce înseamnă administrație, n-au ce căuta. Trebuie oameni pregătiți. Asta vreau să vă spun. Începusem cu postul de viceprimar. Dar auziți, am o problemă totuși, haideți să limităm discuțiile. Păi e foarte amplu, să știți. Păi să știți, foarte amplu, dar nu avem un dialog numai amândoi. Lumea stă aici așa, dacă dumneavoastră nu sunteți de acord, nu sunteți de acord, deci, dacă nu, mergem mai departe. Lăsați și pe altcineva să mai ridice probleme. Dacă nu, dacă nu și aștept. Domn primar, ați început această ședință acuzându-ne că nu contribuim și că venim aici ca să ne aflăm în treabă. Exact. Și acum vreți să opriți discuția, spunând că poate colegii s-au săturat să ne asculte pe noi. Hotărăți-vă ce vă doriți. Avem consilieri care ședință de ședință n-au intervenit și ne acuzați acum pe noi că nu intervenim sau că intervenim prea mult. Nu, nu. Discuțiile în Consiliul Local se fac pe proiectele de hotărâri. Da. Proiectele de hotărâre sunt aduse în Consiliul Local ca să fie discutate de Consiliul Local și să fie lămurite. Poate că noi nu intervenim peste domnul Alexov pentru că așteptăm lămurile dumneavoastră. Da. Așteptăm să răspundeți la întrebări ca să știm ce să comunicăm mai departe către cetățeni, nu? Eu mă bucur că ați spus aceste probleme, numai că dumneavoastră aveți toate răspunsurile și decizia e aceeași. Niciodată n-am reușit să vă conving cu vreo problemă, dumneavoastră aveți chestia de a face, de a spune nu și gata, mergi mai departe. Asta doriți dumneavoastră să spuneți? Nu doresc. Asta este fenomenul USR. Fenomenul USR. Ca să înțelegem lucrurile. Nu suntem de acord cu dumneavoastră. Nu. Nu. Sunteți slab pregătiți. Nu știți nimic. Asta e. Domnul președinte, vă rog frumos să echilibrați un pic discuția. Mă bucur foarte mult că dumneavoastră sunteți foarte pregătit. Mai spuneți, exact. Spuneți mai departe. Dar mă lăsați, vă rog, să vorbesc? Continuăm. Mulțumesc. În momentul în care noi suntem aici și vă punem întrebări, dumneavoastră trebuie să le lămuriți, nu? Calitate de inițiator al acestor proiecte. M-aș bucura să nu mai veniți cu tot felul de acuze, jigniri, dar înțeleg că ăsta e stilul dumneavoastră și asta e, nu avem ce să facem. În momentul în care noi venim cu întrebări și cu propuneri, nu o facem ca așa ne-am trezit noi și avem chef să facem scandal. Când v-am spus și la întâlnirea pe care am avut-o la primărie, înainte de discuțiile despre buget, că ați spus și că nu venim cu propuneri, eu am și venit cu câteva propuneri și am și spus că cetățenii comunei nu-și doresc o primărie nouă și că vom vota în consecință. Avem un mandat pe care noi trebuie să-l ducem la capăt și asta o să facem. Dacă dumneavoastră nu vă convine, este în regulă, nu trebuie să fim de acord cu tot ce se întâmplă în Consiliul Local. De asta avem și o parte și cealaltă. Ia avem aici și pe domnii consilier PSD, PNL, alte USR Plus, nu? Sunt păreri diferite și e normal să fie păreri diferite. Ne tăiem acum cuvântul pentru că ce? Pentru că nu suntem de acord? Mulțumesc. Deci, legat de opțiunea dumneavoastră de a porni și de a da răspunsuri. Și sigur, primăria este o zonă sensibilă, că cetățeanul spune, domnule, vezi, vrem să ăia, nu știu ce, puturoși, stau degeaba. Cam asta este și mergeți pe zona asta, dar zona asta nu este atât de... pentru că
dumneavoastră nu înțelegeți că această primărie nu mai corespunde normelor actuale. Dacă intrați în primărie și o să vedeți, clădirea este, nu mai are zona de siguranță pentru a locui acolo. Toate pereții sunt crăpați peste tot. Adică ea nu mai prezintă risc de a se dărâma. Și din cauza asta. Iar ceea ce trebuie să înțeleagă cetățenii, într-adevăr, că noi facem în jur de 3.500 de lei toată cheltuiala primării, că vin bani europeni acolo și asta trebuie să înțeleagă cetățenii. Și nu vinem că vrem noi un confort, ci că situația impune ca să construim o primărie. Dar dumneavoastră nu prezentați lucrurile. Dumneavoastră prezentați, nu așa că e rău? Da, e rău, cum să nu fie? Asta este, cam asta este stilul dumneavoastră. Spuneți mai departe. Domnișoară, vă rog. Domn primar, eu am lucrat cu mai multe echipe și știu că în momentul în care am 5 oameni, nu pot să fac 100 de proiecte. Îmi asum un proiect, două, trei, cât o pot să duc până la capăt cu resursele pe care le-am la dispoziție. La fel și dumneavoastră, în calitate de primar, și aveți un aparat de specialitate, în momentul în care vă stabiliți ce priorități aveți, vedeți și câte proiecte puteți să duceți până la capăt. Dacă comuna, cetățenii consideră că vor să iasă din Noroaie, vor să aibă acces la servicii de secolul acesta, noi asta vom milita. Pentru că, poate pentru dumneavoastră, da, este prioritară primăria. În regulă. Dar în momentul în care cetățeanul zice mașina de gunoi nu ajunge până la mine, trebuie să mă duc până în groapă. Gunoiul până la glezne, iar mi-au adus o basculantă de pământ în loc de pietriș. Piatră concasată nu se pune pentru că e vina consilierilor USR că au propus chestia asta, mai așteptați. Astea nu sunt acuzații sau nu știu, adevărul spuse pe jumătate? Nu, pentru că toate pentru că lucrurile... părerea dumneavoastră și opinia dumneavoastră. După opinia mea. Haideți să spun un lucru. Avem la ora actuală depuse proiecte, două proiecte pentru drumuri. Avem fiecare uliță este prinsă în aceste proiecte. Ele sunt depuse. Avem depus tot la fel și sala de sport. Avem depusă primărie. Tu trebuie să mergi pe toate acestea și să vezi unde ei sunt independent una de cealaltă. Nu înseamnă că dacă eu am depus la primărie, nu mai iau alte proiecte. Mergem cu toate și vedem ce reușim să obținem. Pe asta este. Deci nu poți să mergi vai un singur proiect. Iar restul de proiecte pe care spuneți dumneavoastră cu drumurile, se lucrează. Se lucrează de numai că trebuie să lucrăm de calitate. Vedem, băgăm podețe la oameni, nu mai pui niște balastă acolo, arunci și faci și la prima ploaie spală. Mergem, băgăm tuburi, asigurăm ca să nu se mai inunde aceste drumuri, după care ele să aibă o lucrare să fie de calitate. Asta este ceea ce vreau să vă spun. Deci nu se lucrează, nu că nu vrem să facem. Facem exact cum am discutat, cu piatră concasată, dar deocamdată pregătim drumurile pentru ca să se poată fi balastat. Vă mulțumesc, domnul primar. Se pare că ne-am abătut de la subiect. Vă rog, domnul Alexu. În completarea doamnei Ștefania, domnișoare Ștefania, aș spune în felul următor. Dacă cetățenii, și avem feedback-ul, că cetățenii își doresc, spre exemplu, modernizarea instalației de apă, paranteza, de aia și spus, eu cred că studiul de fezabilitate pentru primărie, care costă 250.000 de lei, da, putea fi alocat către instalații. Așa se cere. Nu, dar stați o secundă. Nu scoate cifrele din burtă. Nu le scot. Avem un excedent de 14, aproximativ 14 miliarde de lei, din care 2 miliarde jumate se duc către firma pentru studiul de fezabilitate. Nu, sunteți într-o eroare. Nu mai tu discutați de chestii. Haideți să ajungem. Nu vreau să intru în polemici cu dumneavoastră. Nu stăpâniți foarte bine cifrele și nu le scoate. Este pe site-ul SICAP, dar nu asta este problema. Da, este o problemă când o rostiți. Nu, deci încă o dată. Noi lucrăm paralel cu toate proiectele, ca să înțelegeți. Și ele vor veni ușor. Dacă nu depui proiecte, nu vei avea, nu vei face nimic. Reiterez ce a spus domnișoara Ștefania și spun așa. Contează foarte mult ce cere cetățeanul și ordinea de priorități primează în fața cetățeanului. Dar nu se exclude una pe cealaltă, domnul George. Se exclude. Înțelegeți? Nu e exclude. Dacă fac primării, nu mai fac drumuri. Facem de toate. Ok, vă mulțumesc. Da. Iaba, vine preabă. Continuăm pe același subiect, da? Da. Mai aveți la punctul 2? Da. Cum vă rog, domnul Alex. Mai am.
funcția de viceprimar. Funcția de viceprimar, conform noii organigrame, este, de fapt și de drept, un șef de echipă. Un demnitar, că acest statut îl are funcția de viceprimar, are alte atribuții decât a fi șef de echipă. Și am să vă spun și de ce. Pentru că, dacă stau bine și mă gândesc și luăm situația care există acum în Comuna Cleja, cred că funcția de viceprimar are mai multă legitimitate decât funcția de primar. Și vă fac un calcul simplu. Am avut 2200 de votanți la urne, din care fiecare consilier dintre noi de aici au luat aproximativ 150 de voturi pentru a fi consilier. Domnul viceprimar a fost ales cu 8 voturi din partea consiliului. Nu contează că dacă noi am fost contra, a fost 8 voturi pentru. Ori 150 de voturi înseamnă 1200 de voturi. Domnul primar Iștoc a câștigat alegerile cu 700 și ceva de voturi. Consider că postul de viceprimar nu trebuie să afle pe organigramă unde se află acum, ca șef de echipă. Postul de viceprimar trebuie să vină exact sub funcția de primar și sub funcția de viceprimar să se afle tot aparatul de specialitate. De ce vă spun? Eu am văzut la administrația Ion Joca postul de viceprimar pe domnul Hoboriș, care e de față aici, făcea total alte lucruri decât le face domnul Gherbi. Și anume, îl ajuta, era mâna dreaptă, nu era șef de echipă. Domnul Gherbi este un șef de echipă la ora actuală și nu este normal ca o funcție de demnitar să aibă atribuțiile astea. Conform organigramei, o organigramă normală, o organigramă reală, o organigramă pe care de fapt și de drept ar trebui să o comande indirect cetățenii, ar trebui ca domnul viceprimar, indiferent cine este, da, și cu de cine a fost votat și cum a fost votat, să fie exact sub funcția de primar. După care să se afle tot aparatul de specialitate în subordine. Am înțeles punctul de vedere. Nu o secundă, dar nu v-ați uitat, domnul, uite, organigram și scrie primar și sub primar apare viceprimar. Nu aveți, domnul George, uitați, aveți organigrama asta. Organigrama, vedeți, că vedeți. Nu, nu, o să vă stați să închidem cu domnul George. Acum, pe șanțul stau și eu, stă și Gabi. Stăm toți, pentru că practic noi ce administrăm? Administrăm o comună. Omul te întreabă de curățenii, omul te întreabă de rigoli, omul te întreabă de drumuri. Unde ar, ce ar trebui să facă domnul viceprimar? Să știți că... Vă rog, domnul viceprimar. Spuneți. În afară de ceea ce... În afară de gospodărie și... Da. Eu nu am nicio problemă cu treaba asta. Numai că domnul Iștoc trunchează adevărul. Și vă spun și de ce. Pentru că dumneavoastră, conform al organigramei, nu aveți nicio putere asupra doamnei șef birou economic. Dumneavoastră nu aveți nicio putere asupra administratorului public. Dumneavoastră nu aveți nicio putere nicăieri, de fapt. Aveți, ce aveți dumneavoastră confort? Aveți, puteți să trageți la răspundere pe șoferul de microbus, pe iluminatul public care au înțeles că îl desfințează și gospodării mă... Deci sunteți șef de echipă. Deci dumneavoastră trebuia să fiți șef și deasupra biroului economic, și deasupra urbanismului, și deasupra... Trebuia să fiți... Așa trebuia făcută organigrama. Nu și atunci... Domnul Gabi este domnul viceprimar. Se subordonează mie și toată funcționalitatea primării este sfințată, se subordonează lui Gabi. Eu stau și mă uit și îl întreb pe Gabi. Gabi, ce face cu tare? Gabi, ce faci? Pentru că el este... Ce, domnule, sunteți într-o eroare. Păi, dar toate primar. Este... prelungirea mâinii și minții. Nu există așa ceva. Deci eu sunt ordonatorul, dar nu, nu, dar nu, nicăierea nu este. Nicăierea nu este. Dar domnul viceprimar nu știe să-și, să-și spună punctul de vedere. Domnule, dar și la oraș și la Bacă un viceprimar se ocupă de... Bun. Vreți să vă mai contrazic puțin? Nu trebuie să mă contraziceți. Haideți să trecem la aprobare. Și încă o treabă. Ia încă o dată să vă spun și ceva. Ca să nu continuăm și să vă lămuresc. Atribuțiile Consiliului Local. Și spune, în exercitarea atribuțiilor prevăzute la aliniatul 2 a Consiliului Local, Consiliul Local aprobă în condițiile legii, la propunerea primarului, înființarea, organizarea și statul de funcții ale aparatului de specialitate al primarului, al instituțiilor publice de interes local. Domnilor, trebuie să înțelegeți că atribuțiile
primarului sunt de a face această organigramă și de a stabili cu cine vrea să lucreze și cum să lucreze. Dumneavoastră, votați sau nu votați? Veți filozofie? Facem filozofie. Dar eu, această organigramă, ca să închidem discuția, va fi cum am propus-o. Dacă nu vreți, nu mai aprobăm, că stă în atribuțiile mele. Întrebare. Întrebare pentru dumneavoastră. Eu vreau să fiu băiat, cum să spun, vreau să fiu finuț cu toată lumea, să te explic, dar toate lucrurile au o limită. Tot întrebați și vorbiți, monopolizați această discuție. O ultimă întrebare la dumneavoastră, vă rog frumos să spun, de ce este la organigrama veche, la organigrama nouă, i-ați luat din atribuțiile viceprimarului? Am o organigrama veche aici în față. Spuneți-mi concret ce am luat și ce i-am dat. Vă spun imediat. Ați luat compartimentul mediu, ați luat compartimentul salubrizare, ați luat compartimentul... Ilumim la public, dar la zice clar. Astea două compartimente care le-ați luat. Compartimentul salubrizare. Salubrizare era un post vacant. Era un post vacant. Nu, compartimentul salubrizare a fost un post vacant pe care l-am desființat, că nu vrem să mai angajăm o persoană pentru salubrizare. Iar compartimentul de mediu l-am dus în compartimentul urbanism. Deci ele lucrează totdeauna acolo, Alina Valentina și cu Lenuța, în situația când Lenuța nu este, când persoana care este pe urbanism este în concediu, preia atribuțiile fără să mai dai dispoziție Alina Valentina. Cam asta sunt, deci nu s-au făcut niciodată. Am organizat această organigramă ca să putem să funcționăm lejer în cadrul unității, nu tot timpul când eu n-am, când nu fac eu, că face aia. În momentul când în organigramă este prins atribuțiile acestea direct, ele vin de la sine. Domnul primar. Mai sunt întrebări pe punctul 2? Supunem la vot punctul 2. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 10 la punctul 3. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL numărul 17 din 21.04.2021 cu privire la modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Cleja, județul Bacău. Inițiator primar Petru Iștor. Vă rog, domnul primar. Dacă sunt probleme, sunt întrebări pe punctul 3. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Punctul 4. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL numărul 15 din 24.03.2021 cu privire la modificarea și completarea bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Cleja, județul Bacău. Inițiator primar Petru Iștoc. Sunt întrebări? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de analiză și acoperirea riscurilor la nivelul Comunei Cleja, județul Bacău, pentru anul 2021. Inițiator primar Petru Iștoc. Sunt întrebări? Vă rog, domnule, răspunde. Am primit o întrebare și vreau să o lansez. Am văzut că în acest plan de analiză a riscurilor și, mă rog, al achizițiilor, sunt introduse câteva elemente din buget, cum ar fi autograder. Dar mă întrebam dacă s-a făcut vreun plan sau se plănuiește să se facă intervenții în zonele în care atunci când au loc ploi torențiale, tot noroiul intră peste gospodării. Știm că a fost o ploaie zilele trecute în zona Berța, au fost câteva curți afectate. Mă întrebam dacă există un plan în zona aceasta și dacă nu, vă propun să ne gândim la ceva, inclusiv poate să începem să propunem cetățenilor niște pomi să plantăm în zonele adiacente drumurilor sau să găsim soluții, pentru că întotdeauna avem această problemă cu zonele în care plouă foarte mult și ajungem noroi în curți.
chiar în zilele astea încercăm să punem tuburi peste tot unde știm că vine apa. Acum lucrăm, lucrăm pe strada, cum se numește, la Lăcrămioara. Vrem să punem acolo, să stricăm un pod care e ridicat prea sus. Și din cauza asta se blochează apa. Punem, am pus și jos la părău, acolo unde trece, chiar la părău, la asfalt. Acolo am spart asfaltul și am băgat un tub de 800 și acolo. Urmează mâine să punem pe strada, pe calea Faraoanului, acolo, și mai este un pod foarte mic acolo și intră totdeauna, de acolo ies apa. Ținem sub control, lucrăm zi de zi la decolmatări, lucrăm la mărirea rigolelor și căutăm în așa fel să distribuim apa care vine de pe versație în mai multe locuri, mai mult, ca să nu vină cantități foarte mari. Acum, sigur, accidente sunt, dar nu o să putem niciodată ști câtă apă și când. Iar referitor la plantarea de copaci, dacă te duci pe domeniul privat, n-ai cum să plantezi copaci. Iar și unde sunt străzile foarte înguste, n-ai cum să plantezi, pentru că deja strada este îngustă și n-ai cum să pui. Cam astea sunt. Unde este posibil, pe malurile părăului, unde mergem noi, plantăm. Asta am făcut toată primăvara. Am pus chiar și am pus sămânță de iarbă unde am lucrat pe părău ca să învegeteze și să nu mai spele apa. Deci lucrăm, aceste lucruri lucrăm tot timpul ca să căutăm să vină, să inunde mai, cât mai puțin de fiecare dată. Știu povestea, știu și la Somuș, că mai trebuie să băgăm niște tuburi acolo la Sfântul Luca. Sunt, dar și la Valea Mică. Așteptăm proiectele astea să vedem când o să reușim să facem niște și, cum spune Francis, văd că mă rog, acolo știți. Căutăm. Știți despre ce este vorba, e durere. E durere. Acolo problema este, eu știu ce am de făcut, Francia, acolo, dacă eu aș, știi că nu, acolo, la, lângă tine, a fost totdeauna ișă pentru să vină apa din deal. Dacă eu pot să introduc în domeniul public această nișă și dacă mai există, să mă duc să-mi dai un metru, să spunem, domnule, un metru jumate. Nu se pune problemă. Dacă îmi dai un metru, eu torn cu o, să facem o rigolă betonată și cum am vorbit și cu domnul Vali, mi-a dat o bucată de teren din bucata lui, ca să putem să venim, să nu mai vină apa aici la primărie, ci să se ducă tot în continuare care vine apa de pe Bicheș. Domnul Cadar, deci, zi de zi facem lucrurile astea. Da. Terenul ăla care, de care vorbim dumneavoastră a fost al familiei mele în timp, al marii familii. Așa. Și de-a lungul timpului acolo a fost mereu un canal de fugă pentru apă. Acel teren, acel teren, dacă îmi permiteți, este al primăriei. Am acte, dacă vă interesează, vă pot arăta. Vă interesează acte? Da, este un teren. Pentru că omul și-a făcut, dar eu o să mă duc să spun, a fost terenul, este terenul primăriei. Nu, este terenul primăriei, vă garantez eu. Domnul Joc a fost la măsurător, domnul fost primar. Și mi-a zis post așa. Zice, cei care sunt afectați de ploi și de apele astea mari, beneficiază de groapa aia. Ați așa zis sau nu? Deci, să-l administreze ca să meargă apa, nu. Groapa a fost tot timpul și apa pe acolo curgea, este da, clar. Da. Deci nu curgea în altă parte. Așa cum spune Pavel... Sfântul Domnul regulă, eu dau, din partea mea. Problema noastră nu este din deal. E lângă casa, acolo e problema. Acolo sunt capă. Nu, este, vă zic, acolo este terenul, este terenul în domeniul primăriei. Am actul acasă și vi-l pot aduce dacă vreau. Dacă puteți, venim acolo și să încăpem, să putem lucra, să intervenim. Acolo este dar capcoale. Este vorba de un 3-4 metri, dacă nu mă înșel. Nu, nu, vorbesc, vorbesc între casa lui Francis și următoare. Acolo, dacă ai, nu 2, nu 3 metri, 2 metri să ai și tot e bine. Eu vă zic, este pe act 3-4 metri în funcție de, deci un pic de ales un pic mai mic. Da. Vine de la Franci, de la stradă de acolo și până în deal, până la strada de pe Bicheș și acum unde noi am avut probleme anul trecut cu apa. Da. Deci acolo se poate interveni. Dacă ar înțelege cetățenii ca să lase să se lucreze pământul invers, n-ar mai fi atât. N-ar mai veni cu viteză. Deci, într-adevăr, Bicheș este pentru că oamenii lucrează în, pe Nicolae de drum. Da. Dar ar trebui să fie lungimea drumului ca să nu se creeze efectul ăla de brază, cum ar pe timpul comunismului se lucra pământul la invers,
spuneți-o și mie cât inundații au fost. Domnul Benchea, cât inundații au fost? Dacă terenurile au fost împărțite într-un mod, nu poți acum să iei din nou și să expropiezi și să faci reorganiza. Nu, ar putea reorganiza. Dacă noi am putea reorganiza, remăsura și să dai proprietățile pe lumină, atunci invers n-ar mai fi problema cu inundații. Se poate, exact cum ai făcut pe partea asta din viața, sigur, să se facă și dicție pe invers, să vă spunem că n-ar mai fi probleme cu inundații. Vă rog, înțeleg că sunt planificate niște lucruri. Ar trebui să-mi puneți și mie la dispoziție o planificare ca să o comunic mai departe, pentru că sunt cetățeni care ne întreabă dacă nu se mai fac lucruri. Vrem să știm și noi. Intru cu mașina pe stradă? Nu intru. O să am noroi săptămâna viitoare? Nu o să am noroi. Și bănuiesc că ați făcut o astfel de planificare dacă aveți intervenție. Nu, n-am făcut o asemenea planificare pentru că vremea nu ne lasă. Acum suntem pe strada Trăicuț și am fost pe Sărâncuței, Măceșului, lucrăm. După care ne mutăm sus la Dodan. Sus la Dodan, toate străduțele care... Și după care urcăm la Somușca, Valea Mică, astea sunt, ăsta este, dar ca să spui că mâine merg acolo, n-ai de unde să știi. Deci planul că nu este mare. Nu, dar am să facă știți, ați da. Făcut mâine, pe unii loc, da. Voi mâine. Da, sigur, astea sunt. Okay. Oricum, mai următoarea zonă va fi zona Dodan. Referitor la trei cruci acolo, unde ați curățat și arată foarte bine, vreau să vă mai zic, când eram eu copil, apa practic nu venea în coace și era o rigolă care cobora de sus, de la... din cosul, din intersecția aia mică și se ducea direct la părou. Acea rigolă a fost ulterior ocupată de persoane vecini care sunt acolo, au închis și de asta apa practic deja, vine peste... Deja am băgat acolo un tub de 800, am ridicat nivelul ca să nu mai vină la vale. O să tai, astăzi n-am ajuns că suntem aici, dar după ce terminăm ședința, merg și tai gardul în zona respectivă ca să nu mai ies în funde în momentul când vine debitul foarte mare, iar începând de la intersecția aia, să văd cum dărăm niște garduri pe acolo, o să fie un pic de război cu vecinii de acolo, care să putem face rigolă, că dacă nu ne dau gard, nu ne dau teren, nu avem pe unde să lucrăm. Apa, într-adevăr. Bun, am trecut, sigur, am trecut și până în Somușca m-am dus pe drumul respectiv și vreau să împart toată apa care vine. O parte să vină la Trecuș, o parte la Țuțuianu, merg mai sus un pic să meargă la următoarea rigolă. Deci să împărțim apa care vine de la deal să nu vină pe drum la vale și să vină toată apa la Trei Cruci. Vrem să... Și în condiții, în situația în care o să împărțim, o să vină apă puțin, asta vreau să... Și m-am dus pe terenuri, chiar sunt multe bucăți nelucrate și ăsta este un beneficiu pentru noi, că unde terenurile sunt nelucrate este multă vegetație și nu mai fuge apa la vale. Supunem la vot punctul 5. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Punctul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului Comunei Cleja, județul Bacău, pentru trimestrul 1 al anului 2021. Inițiator, primar Petru Iștoc. Da. Sunt întrebări? Nu au fost plăți făcute foarte mari, nu avem investiții pe asta, mergem pe cheltuielile de funcționare. Da. Supunem la vot punctul 6. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor de reprezentare a reprezentantului legal al Unității Administrative Teritoriale Comuna Cleja în adunarea generală acționară la SECE, Compania Regională de Apă Bacău ESA, la care Comuna Cleja este acționar, și ANAGA, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău. Inițiator, primar Petru Iștoc. Sunt vechile atribuții care sunt ale primarului privind reprezentarea comunei în... la clar. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Punctul 8. Diverse. Domnul Urban, vă rog. Vreau să pun o întrebare domnului primar aici, în spatele școlii și până la primărie. Este o locuință a lui Cadar Mihai. Era acum la ultima ploaie, a fost inundată foarte grav. Datorită pentru că în față la cane acolo este un tub care traversează și se scurge în toată curtea respectivei locuințe. Ce aveți de gând să faceți acolo? Pentru că și gardul care era este distrus în totalitate. Buldozerul a împins bolovanii acolo și în curtea școlii și în lângă dispensar acolo. Și este o locuință care este foarte grav afectată acolo. Mai spunem, te rog, care e casa afectată? În partea aceala de la deal sau la deal? A lui Codori Mihai, a lui decedat Codori Mihai. Lângă școală. Între școală și magazin. Situația este destul de... Deci nu este... Este foarte urât, deci tubul care traversează drumul și se scurge toată apa în... Da, o să, acum știu, deci am înțeles ideea, sigur tubul a fost făcut, când a fost drumul făcut, cred că nu trebuia făcut sau trebuia măcar dus în continuare ideea până jos cu canalizarea. Între timp, magazinul ăsta Colpin, care s-a cumpărat aici așa, m-a sunat și el, dar eu nu pot să păzesc proprietățile oamenilor, ei trebuie să-și asigure locuințele lor în așa fel, să faci un zid, să nu vină apa peste tine, scurt. E corect spus. Nu, da. E corect, așa. Hai numai să ca să termin. Domnul de aici, Miclăuș, nu știu în ce și cum a reușit să construiască acel, a construit pe terenul cooperației. Acum, dacă domnul Joca poate ști ceva, că în timpul lui s-a construit, eu unde să mai fac rigol acum? Pentru că de familia Colpingă, niciun caz nu a fost de Miclăuș. Colpingă a fost construit? De foarte multe, bineînțeles. Deci la început știu că a fost construcție simplă, după care s-a mai făcut aticul ăla acolo. Pe timpul părintelui Leon a fost construită... Nu. Pe timpul lui părintelui Leon nu a fost... Nu a fost extinsă. După aia s-a extins, că eu știu că era un perete drept, cap-coadă, da. Acum s-a dus în spate. Sigur că va trebui să facem această rigolă, până la urmă fac rigola de sus de la și facem o rigolă pe lângă și să văd cum ies pe lângă clădire. M-a sunat și domnul Miclăuș. Dar eu spun că dacă eu am o proprietate, eu trebuie să o păzesc. Nu aștept ca cineva să-mi facă. Da, problema a fost că s-a distrus gardul acolo când s-a făcut șoseaua aceea. Dar n-are legătură. N-are legătură. Gardul este gard, iar locul ăla unde curgea apa, curgea apa și înainte. Dar pentru că partea stângă nu a fost prevăzut șanț acolo. Deci este șanț pe partea dreaptă, cum vei din partea de jos, da. Dar în partea stângă, pe partea proprietății, nu este prevăzut șanț. Da, pentru că și toată este, apa de acolo ce vine se scurge. Dar noi am făcut numai o secundă. Am pus pământ acum, pentru că și gardul se zusese la vale. Păi și am zis acum. Așa, și acum, bine, continuăm ideea până la capăt, ca să stabilim drum. Rigolă n-ai să poți să faci acolo, pentru că n-ai unde, drumul e foarte îngust. Dar eu spun că acest, aici așa, unde este tubul, vom face o rigolă, să văd cum. Pentru că dacă merg cu rigola spre magazinul ăla, eu nu mai pot intra eu cu utilajul meu acolo. Eu zic că așa. Se poate face. Păi știu că se poate. Se poate face se un poate. Perete și lăgi drumul, șoseaua. Se poate lăgi. Se nu, poate vorbesc, vorbesc de curtea noastră aici. Bine, de în curtea noastră. Aici e problema. Aici deci, dar o să rezolv și problema asta. Dar îmi pare rău, fiecare să-și păzească proprietatea. Femeia eu fac pentru mine. Și nu cred că mai are puterea să facă... Deci, rezolv problema. Investiția. Rezolv, știu, toți zicem că rezolvăm, nu ne cuprindem pe toate odată. Asta. Știu că e o problemă acolo, o să rezolv problema. Mulțumesc. Ce? Pentru că totul discutăm despre mine aici și acțiuni de binefacere. Aș vrea să întreb și eu ce se întâmplă cu... banii aferenți concediului de odihnă ai asistenților personali anul 2020. Acolo chiar sunt probleme, m-au tot sunat asistenții și sau suntem în luna mai, intrăm în iunie deja. Deci, ar trebui să ne fie milă și de ei. Deci, bugetul s-a aprobat când s-a aprobat. Acum,
cât de curând... Asistenții personali sunt în concediu. Acum când se face sunt lichidarea de 6-7 iuni, vor lua pentru vor lua toți banii. Adică, dar li se cuvin legal, adică nu-i vorba de... Dar legal. Dar nu-i de bine față. Nu. Deci au... Și vreau să mai fac aici, anul ăsta tot, o să revin, ca în luna decembrie să dăm la toată lumea concediile pe anul în curs, ca să închidem discuția. Adică vreau în toamna asta, în decembrie, să dăm banii pentru toți cei care au drepturile salariale. Să dăm concedii pentru toți. Anul ăsta. Nu mai lăsăm pentru anul viitor și ca să mergem pe bugetul de anul viitor. Și atunci am închis discuția. Da, deci poți să le spui oamenilor că acum începem să dăm drumul la bani, iar tot anul acesta vor primi și concediile pentru anul viitor, pentru anul acesta în luna decembrie. Domnule Șeraș Ștefănel, ce se întâmplă cu terenul de fotbal de la Somușca? Terenul de... cred că săptămâna asta trebuie să se termine, să se închidă. Nu știu, tot am dat telefon acolo, a apărut un zid de sprijin. Trebuie făcut un zid și ne-au încurcat puțin, pentru că așa e la noi în administrație, când apare o lucrare suplimentară, trebuie să vină ăla, să-ți aprobe, să facă, să dreagă. Și a drenat un pic, dar dacă nu săptămâna asta, săptămâna viitoare terenul va fi gata. Adică trebuie să toarne, nu vine, trebuia să... Este un băiat din Somușca, constructor, care a fost angajat să facă acel zid de sprijin. Am vorbit cu cel care face terenul, zic, domnule, nici la telefon nu a început să nu mi-o răspuns la telefon. Și cred că are omul foarte mult de lucru, nu reușește să facă și i-am spus să rezolvă problema. Vine el, că e din Oradea, firma respectivă, zic că vin eu din Oradea cu oamenii mei să fac acel zid ca să închid lucrarea. Și o întrebare complementară, cum e cu administrarea terenurilor prezente? Pentru că poate ați observat, puteți faceți o vizită la terenul de aici, deja sunt foarte multe probleme. Eu nu sunt cunoscătoare al domeniului, dar pot să-mi dau seama că e și din vina materialelor destul de joasă calitate, că nu e posibil să se ia deja mocheta aceea după nici câteva luni de utilizare. Eu vreau să vă spun că am fost și eu n-am văzut unde sunt aceste probleme. Chiar putem merge, să mergem. Exact. Terenul este de foarte bună calitate. Deci cei care au adus, nu știu, ei au spus că este un gazon agreat și pe care se joacă și peste tot, ca să spun garanția așa. Garanția pentru aceste terenuri este? Este garanție. 2 ani probabil, nu? 2 ani, 5 ani, nu știu cât. Normal, că se dă conform legii. Dar utilizare, că în timpul ieri nu s-a utilizat prea mult. Deci, încă o dată, dacă sunt, de acolo vreau să spun că într-adevăr se joacă non-stop, se joacă. Și dacă intri cu crampoanele și, sigur, orice teren ar fi, dacă nu ai grijă, nu merge. Sigur, încă nu avem un... Cred că și noi trebuie să avem mai multă grijă. Mai care... este și răutate din partea. Răutate. La becul e la un... Știți ce vreau să răspund? Cu terenul. Trebuie să răspunde de alea din practică. De alea trebuie spuse pe covorul ăla, că de aia se macină. Ce trebuie făcut? Granule de alea mici de... Au fost puse, sigur se joacă, dar din când în când... Din când în când... E nevoie de întreținere. Dar se fac întreținere. Noi n-am făcut nimic, o să învățăm minte și vom face. Îi chemăm pe ăștia și îi întrebăm ce avem făcut și o să facă ei reparațiile care trebuie. Ok, mulțumesc. Dacă se consideră că crampoanele strică terenul, ar fi bine să trecem acolo ca să folosească alte încălțăminte, că până la urmă este un teren. Da, și pentru așa și pentru gasol. Nu. Păi da, dar vine aia cu crampoane de alea cu metal, e obligat, că până la urmă este un... Nu se poate să place cu crampoane de metal pe terenul ăla, vă garantez eu. Dar nu sunt cazul când sunt persoane care ar fi bine să știe ca să nu folosească așa ceva, ci să folosească încălțări adecvate. Să spunem așa, dar spargi lacă, spargi... Ca să avem grijă de bunul nostru, că până la urmă e bunul nostru al comune și trebuie să avem grijă. E ca orice, dacă nu avem grijă și nu folosim corespundător, se degradează. O să le mai... Ce să spun? Mai intervenim, le reparăm.
ușor, ușor, educația se face în timp, în sute de ani. Așa că nu putem aștepta la un an ca să se schimbă mentalitatea. Vă rog, domnul. În ce stadiu se află? Făcusem o propunere pentru cimitir. Cu aleea aia. Da. Gardul de jur împrejur. Ușor, ușor le facem. Se lucrează. Așteptăm constructorul. Nu găsesc constructor. Dar vrei să știu. Am vorbit toți, domnule, eu nu cu pavele. Au de lucru băieții din Cleja, trebuie să aduc de afară. Că am vrut să vorbesc cu ăștia din Cleja. Haideți, băi, să faceți, că tot timpul spuneți că noi nu fulgoai, din Cleja nu luați, nu luați. Când te duci să lucreze, nu-ți vine nimic. Ei au de lucru. Au de lucru pentru tot anul. Doamna Cici, vă rog. Avem un la intrare în Cleja, care este punct de reper. Aveți pe cineva disponibil să vină să mai taie iarba, să planteze o floare, ceva, ajunge la un metru în buruiană acolo? Poate intra oricine, pot intra eu cu cineva acolo? Oricine, sau... sigur că da, avem nevoie de arată ură, știu că înainte se ocupa cineva și era mai... Problema e că înainte veneau mai mulți la ajutorul social. Sau veneau mai mulți, da, și parcul plin de iarbă. De exemplu, am un om, atât. L-am primit pe Valea Mică, nu știu ce se organizează mâine. Arată neîngrijit, este un punct de reper acolo. O să încercăm să avem grijă mai mult acolo. Vreau să intervin, pentru că după ce s-a făcut gardul ăsta, care l-a făcut cu căminul ăla, acum, într-adevăr, nu e linie. O să trebuiască să dărăm partea de sus și să facem o fundație continuă, ca să iasă frumos. Avem, știm că vrem, dar... Suntem puțini, nu le facem, da, nu avem timp chiar de toate, așa este. Suntem prin ștare, anul ăsta avem de treabă, de nu ne... Și poate, vedeți, domnul primar, nu puteți să le faceți pe toate. Păi da. Să nu mai spuneți că puteți să faceți și aia, și aia, și aia, și aia, și... Deci, încă o dată, proiectele, deci... Telege, nu, proiectele sunt proiecte, trebuie depus cât mai multe proiecte ca să obții, că altfel nu faci treabă. Deci, drumurile sunt... introduse, toate vin în timpul lor. N-ai ce faci. Și tot vrem să facem cât mai multe, na. Vreau să vă mai pun o întrebare. Nu știu, la noi, când intri în sat direct, e patria bălărilor. Nu se mai taie burienile, măcar să atenționăm cetățenii, să spunem, bă, ăsta este șanțul tău, este proprietatea ta. Te rog frumos, taie buruiana jos. Dacă nu, unde nu se poate, poate interveni de la primărie să tăiem jos. Eu vă spun că eu chiar sunt, când vin în comună, chiar sunt bucuros așa că lumea începe și taie iarba. Sunt anumite, într-adevăr, anumite zone, sunt vreo două zone unde dau și cu erbicid și este un lucru foarte urât, adică arată sinistru, ca să vezi, merg la ei acasă, văd, nu mai da cu erbicid, acum. Problema e cu tăiatul ierbii, o să mai dureze un pic până pun la punct tot sistemul ăsta de a tăia noi, ca și primărie. Ar trebui toate șanțurile, toate rigolele uniformizate, ca să poți să vii cu tocătorul la cap-coadă și să tai, să fie uniform, pentru că la ora actuală cetățenii unii taie, iar sunt mulți care sunt plecați în străinătate, da, zice, domnul, n-are cine să tai. Mai sunt bătrâni care n-are cutare și în momentul când i-ai tăiat două, ăla în care și-o tăia, zice, bă, dar de ce să mai tai? Eu dacă nu da, mai tăia... Știe, sunt exact, și nu vor, asta este. Noi, la ora actuală avem un singur utilaj, un excavator și bul de excavatorul nostru, care este. Dacă n-ai pe ce, ar mai trebui, sigur, ne-ar mai trebui un utilaj, să pui un tăietor de ăsta, să poți să montezi și să te duci toată ziua când plouă, imediat vegetația aia apare și n-ai timp, te răzbat, crește foarte repede. Dar dacă aș avea un utilaj, haideți să gândim, gândiți-vă la o soluție, gândim un utilaj mic pentru curățenii și pentru tăiat. Să discutăm și ședința trecută și ați zis că vă veți uita, veți lua un tractor care poate fi utilizat pentru mai multe munci. Să discutăm. Problema e că dacă cumpărăm într-adevăr să fie multifuncțional. Păi, să fie... S-a discutat ședința trecută și ați zis că veți lua un utilaj multifuncțional care va fi folosit la utilaj care să fie... S-au votat lucruri care nu s-au pus în aplicare nici la ora actuală. Ideea deci este că s-au luat sistem pentru tocătorul de vegetale, s-au luat pentru toate și de două luni de zile s-au luat, dar nu s-au votat. Dar bugetul avem, de când e bugetul aprobat? De o lună de zile. Și într-o lună vrei să faci toate achizițiile, crezi că poți, dar nu bați din pau. Dar sunt lucruri prioritare. Păi lucruri prioritare, toate sunt prioritare. Dacă vrei, nu se...
Sunt atâtea probleme de nu ne vedem. Toate sunt prioritare. Nici măcar nu a fost aprobat. Da, da, da. Da, fost aprobat. Nu a fost aprobat. Păi da. Păi da, nu pune problema. Era, era vorba să punem și o tablă la intrare în sat cu colectorii ăștia neautorizați de fier. Urlă toată ziua prin sat, nu s-au luat nicio măsură, noi am votat, dar am votat degeaba. Da, da. Nu plătesc, ăștia vin și fac comerț, nu plătesc nicio hârtie. Nu există autoritate în care. Nu există autoritate. Există. Dar cine să controleze? N-ai. E bine că am votat, asta e important. Noi votăm și la chiar mai bine să curățăm. Unde e bine, dar sunt chiar de multe ori îți fac bine, ca să spun așa. Pe toți, vă vreau să spun că au venit într-o zi și m-a sunat cineva, domnule, au venit la groapa de nu știu, la așa. Și când colo, mă duc omul, scătea toate borcanele și sticlele, el a achiziționat sticle. Băi, ce bucurie în gândul meu, erau acolo așa containele alea pline de sticle, de multe, multe. Și-a scos omul, umplut mașina cu sticle. Cum să-i spun, du-te acasă? Când mi-am zis, băi, bine, când mai vii? Le-am luat și telefonul. Păi, dar stau cu toate, cine le ia? Și unde se colectează selectiv la ora actuală? Mai colectează cineva selectiv? Pui bidoanele și merg tot în același container? Aștept, a câștigat SOMA licitația. Aștept și eu cu tomberoanele, aștept să vină, să pune două tomberoane. Bun. Dar am vorbit cu ministrul mediului și zice, e mai ieftin să strângi la grămadă decât să iei colectare selectivă. Pentru că la ora actuală mă costă 9 milioane tona de deșeu selectiv. Nu? 9 tone. Și 3 milioane jumate mă costă colectarea normală. Și atunci mă apuc, lucrez la colectarea selectivă și mai vreau și 9 milioane pe tonă. Da. Adică așa trebuie. Doamna, lucrurile sunt destul de complexe. Chiar ieri, unde se depozitează materiale rezultate în urma demolărilor. De acum s-a ieșit în stradă, nici măcar o mai rămas 2 metri să treci cu mașina. No, deci, chiar în stradă am văzut gând, ieri. Din gând utilajul nostru, bine, am văzut materialele bucată, de construcții care se depozitează, le acolo mai împingem, da? Deci e pământ și e trebuie să se pună și la da, dar trebuie împins, că de acum acolo se varsă. Ați fost? Da, dar acolo ar trebui da. Să împingă ăla care o depozitat, că nu o depozitat de la primărie de la, sau din comună de aici. Deci acolo s-o depozitat cine au nevoie, în capătul satului, la ieșire din sat. Capătul satului au făcut valii și topi. N-are nimic, dar ăla care... Dar să împingă, doar. Există... Acolo, pentru că cu pământul curat... Există internite și tot felul de chestii. Păi tac, dar... De ce? Nu avem bun. Soluții. Nu avem soluții. Așa este. Mai sunt întrebări. Declar ședința închisă. Vă mulțumesc pentru participare.